Ziua, prieteni. Duminică și un pic de soare și un pic bate vântul. Am lăsat un pic căprițele afară, în spate. Cele trei eduțe, mama lor și celelalte capre. Într-o săptămână deja trebuie să înceapă celelalte 5 care mai au de fătață, fete. Edele sunt tot mai pline. Le văd depunerile foarte bine. Am dat drumul și la bătrâna, dar încă nu a ieșit din grajd. Au venit și eduții după ea. Probabil că o să iasă și ea afară. Ați amuls de la cele trei capre fătate 4 litri de lapte, pe lângă cei 6 iezi care deocamdată stau zi și noapte cu mamele lor. Până când vor fi fătate toate, atunci îi voi separa și nu le voi mai da să sugă decât controlat dimineața și seara după ce voi mulge. Așa procedez, mulg și atunci las cam un litru de lapte pentru iezi, la fiecare capră. Acum când o să încep separarea iezilor, ei, ați văzut și anul trecut că vin buluc pe capre, atunci o să țin pe sura și doi din cei 6 care nu au țâță, probabil se vor obișnui să vină la sura și astfel voi rezolva problema celor două capre cu tripleți. Eduțele sunt foarte frumoase. Acum au 2 săptămâni, chiar astăzi sunt din 13 fătate. Uitați-o și pe bătrâna cu bijuteriile ei. Sunt unul mai frumos ca celălalt. Și acum am mus dintr-o țâță și de la bătrâna a fost plină de lapte. Iezii nu au putut să sugă decât dintr-o țâță. Pentru că are prea mult lapte și atunci este țâța prea încordată și nu mai pot să o cuprindă. Acum cât sunt mici. Aceea este bine să controlăm caprele, chiar dacă au iezi cu ele. Și unde nu pot iezii să sugă, să le mulgem noi. Bucur foarte mult pentru sura că își devine din ce în ce mai bine. Iada ei, acum merge și ea, are un luger foarte mare. Pentru o iadă de niciun an. E micuța, micuțica. Deși nu prea eram încântat de ea, cât e de mare, dar uitați ce ugeraș frumos să-și lasă. Și a crescut destul de bine. Nu este ea prea puternică, dar este destul de bine. Având în vedere că va făta la un an. Pisoii, ce joc fac acolo în nuc. Ei n-au nicio treabă. Acum le-am dat spuma de la lapte. N-au putut să mănânce pe toată. De la cele trei capre. Așteptăm și edele, să fete și ele. Ei, fetița! Ei, fetița micuța! Mi-mi-mi! Bi-bi-bi! De când
narezi. Sau am uitat ierarhiile. Scrofița este în ce în ce mai plină. Celașii s-au vindecat super bine după castare. Prima zi au fost umflați, după care s-a retras. Deja avem 6 eduți de la 2 capre. Acum să vedem și iedele ce o să facă, ce o să scoată. V-am spus, m-aș mulțumi să facă fiecare câte unul numai. Dar posibil să facă și 2, dar mai mici. Nu este problemă că vor crește ei. În trecut le-a mers foarte bine la iede. De aceea le-am și lăsat la monte. Ele sunt cât mamele lor acum. Mai puțin cea maro. De aceea nu se merita să le țin un an. Să nu le dau la monte. Pentru că ele se dezvoltă și după ce fată. Din păcate, se termină bateria. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc o duminică plăcută.